Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi, pe o vreme super ploioasă, sunt în Sibiu. Am venit aici pentru a verifica pentru un client de consultanță de data asta un Volkswagen Tiguan. Și acum, înainte să vă dau detaliile, vreau să vă întreb, bă, ce părere aveți despre Tiguan? V-ați lua, nu v-ați lua? Credeți că grupul VAG, a nimerit bine Tiguanurile astea? Bă, eu zice că da, le-am nimerit destul de bine. Eu acum tocmai ce am terminat verificarea și s-a pus ploaia pe mine, de asta acum filmez introducerea din mașină. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc că vă uitați la clipurile cu Mașina Potrivită, mulțumesc că sunteți subscriberi Mașina Potrivită și mulțumesc foarte mult că ne sunteți clienți. Dacă cumva vreți să deveniți clienți, să verificăm mașini pentru voi atât în țară, uite cum suntem acum în Sibiu, cât și la noi la atelier în București, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp și continuăm discuția de acolo. Bun, hai să dăm drumul la treabă. Cam asta este mașinuța. Mie mi se pare că Volkswagen are o formulă de succes cu Tiguanul ăsta. Mașina asta este din 2018, are 85.000 de kilometri, motor de 2 litri TDI de 190 de cai putere, este 4Motion și costă 26.850 de euro. Sper să mai tăiem ceva din aia 850 de euro de la final, dar nu cred că o să se negocieze prea mult. Ce e interesant la mașina asta este că este bine dotată, are senzor de parcare, cameră marș arier și are farurile astea care par a fi excelente. N-am mers niciodată noaptea cu farurile astea. Ca idee generală, noi am venit cu Toyotica noastră la drum lung. Asta este decentă ca mașină, dar mi se pare că asta stă mai bine pe drum și este mai rafinată, mai confortabilă. Bine, kilometrajele sunt destul de similare și cu ocazia asta vreau să vă și întreb, ce părere aveți? Mai degrabă un diesel DSG de 190 de cai sau mai degrabă un 2.5 hibrid? Noi am comparat aia cu o Mazda CX-5 pe care o avem, dar cumva Tiguanul ăsta sau mașina asta cu motor de 2 litri, un Ford Kuga, un Volkswagen Tiguan, ăstea sună destul de interesant. Sau poate o Skoda Kodiaq cu motorul de 2.0. Bine, mașina este ceva mai mare. Ce părere aveți? V-ați lua mai degrabă hibridă sau mai degrabă diesel cu DSG? Așa, și acum trecând mai departe după întrebarea asta, ca la fiecare verificare, noi ne uităm atent pe caroserie, verificăm fiecare componentă în minim 5 puncte, să vedem dacă este ceva revopsit la ea sau nu. Nu știu dacă urmăriți clipurile Mașina Potrivită, dar ați văzut că mie îmi place să arăt, să pun mâna. Acum o mână am pe chestia asta să nu-mi ude obiectivul, cu cealaltă mână țin camera. Așa că o să mă arăt cu piciorul. Pe partea exterioară avem doar o mică îndoitură acolo. Cam așa arată, nu știu dacă mă vedeți, așa arată setup-ul meu. Deci pe partea exterioară avem o mică zgârietură acolo. Și în rest mașina arată bine. Eu am apucat să o verific fix înainte să înceapă ploaia. Așa că, no, asta este acum. Haideți să ne uităm pe un raport car vertical și apoi să comparăm cu realitatea. Așa arată și raportul car vertical pentru mașina aceasta. Ultimul kilometraj cunoscut, 48.000, 28, nu știu cât. Ce mă miră este că nu avem înregistrarea aceasta de la 60.000 de kilometri. M-aș fi așteptat să o vedem. Știi? Dar nu o vedem. Nu știu de ce. Ar trebui să o vedem și pe asta, că nu știu exact cum s-a folosit baza de date și nu ne apare ce baze de date s-au folosit. Acum, pe partea asta de daunalitate, avem o daună în 2019 neclasificat 1000 de lei. Poate să fie o revopsire, nu știu ce poate să fie. Aici nu știm ce e. Și, bară de protecție spate ar fi. Bara spate mie mi s-a părut că are vopsea originală. Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo. Așa, o să ne uităm imediat. Și mai avem o daună. Mai avem o daună estimativă, bară față, față dreapta și far. Asta urmează să le vedem când ne uităm la compartimentul motor. Dar cam astea sunt daunele. 5500 și 1000, astea chiar nu sunt daune mari, deci mașina asta pare super, super ok. Mi-era să coste un far, doar atât. Uite, și mai avem aici.
stânga față, portieră față. Bine, ăsta trebuie să le verificăm. Cu 5500 de lei, sincer, la Volkswagen ăsta se pare că se fac multe. Dar sunt curios dacă chiar așa este. Bun, după cum ați văzut în raportul Car Vertical, avem o daună pe un far. O să ne uităm imediat pe dacă farul ăsta într-adevăr a fost schimbat sau nu. Și mai avem ceva pe bara față. V-am zis, m-am uitat la mașină înainte să vină ploaia și într-adevăr bara față a fost revopsită. Dar pe lângă revopsirile astea, mai avem și astea două uși, asta și cu asta, care sunt și ele revopsite și astea nu apar în rapoartele Car Vertical sau în baze de date. Acum, faptul că nu apar, asta nu este un mare capăt de țară, dar dacă mașina a fost vopsită în afara sistemului de asigurări, cum o fi fost asta, atunci sigur nu o să apară în nicio bază de date. Ca la fiecare verificare ne uităm la anvelope. Bine, nu doar la fiecare verificare, eu și când închiriez mașini mă uit atent la anvelope să văd cu ce o să rulez pe șosea. Astea sunt anvelope de iarnă, după cum puteți vedea sunt în stare bună, sunt 2018. Pe față avem niște discuri medii și plăcuțe bune, iar pe spate avem cauciucuri puțin mai proaste, un pic mai uzate față de cele de pe față, dar tot în stare bună. Astea sunt cauciucuri de iarnă, v-am zis, ambele tot 2018. Pe dedesubt, mașina asta arată bine. Contrastul e prea mare. Avem un diferențial, bine, m-am băgat mai devreme pe dedesubt pe acolo, un diferențial de tip la nevoie se cunoaște, adică nu este all-wheel drive permanent, ci este Haldex, cu cuplaj vâscos. La Haldex trebuie să schimbi uleiul și filtrul de ulei la ceva timp ca să funcționeze super, super bine. Hai să ne uităm la motor. 2 litri TDI, în opinia mea este cel mai fiabil motor din grupul Volkswagen. Asta este iterația de 190 de cai putere. Așa, haide. Asta este motorul cu charge cooler, despre ăsta am făcut un episod separat când am avut Audi-ul acela A4 în test. Vă recomand să-l vizionați dacă sunteți interesați de motorizarea asta. O să las link-ul în descriere mai jos. Avem mici transpirații, dar nimic grav și ceva ce nu se vede în spate, afumătură, mica afumătură pe turbo. De obicei, chestiile astea le-am întâlnit atunci când am avut de-a face cu un trafic de oraș și după gradul de încărcare al filtrului de particule, aș zice că mașina asta a stat preponderent în oraș. Și atunci, dacă tot stai cu mașina în oraș, bă, nu mai bine o hibridă? Bine, eu nu sunt mare fan al modului în care merg hibridele astea, dar totuși, nu mai bine o hibridă? Ce părere aveți? Înapoi la mașina asta, nu știu dacă o să se vadă acolo. Sper că se vede puțin, 2020. Farul ăsta a fost înlocuit împreună cu grila față, deci chiar s-a întâmplat ceva. Și am uitat să menționez, avem și parbriz DOT 2019, mașina fiind producție de final de 2017 și prima înmatriculare în anul 2018. Ce mai avem de făcut la mașina asta este să schimbăm uleiul, pentru că deja și-a pierdut proprietățile, deci trebuie schimbat uleiul. Mașina este programată și la o revizie. Deci cam asta pe partea asta de motorizare. Mie mi se pare până acum destul de în regulă. Să faci o revizie la mașina pe care o cumperi, nu e un capăt de țară. Nu știu dacă v-ați uitat în episodul nostru cu Audi-ul. Asta este o mașină cu AdBlue. Dacă aș avea mașina asta, aș pune AdBlue doar din ăla bun și scump. AdBlue care n-a stat, n-a înghețat, n-a dezghețat. Nu știu dacă aș cumpăra AdBlue-uri din benzinărie. Da. Acum e greu de găsit undeva mașină diesel fără AdBlue. Dar doar gândiți-vă la următorul aspect. Turbosuflantă are. Aia n-are. AdBlue are. Aia n-are. Filtrul de particule are. Aia n-are. Și după logica, ce nu există, nu se poate strica. Nu mai bine ți-o hibridă? Așa, hai că v-am frecat destul de mult cu hibridele. Hai să ne uităm la interior.
Ok, ne uităm la interior, dar nu înainte de a vedea noi testul românesc al calității. Cum se trântește capota? Semicalitate, așa zice. Nu cine știe ce mare calitate. Bun, hai să ne uităm în interior. Interiorul Tiguanului este foarte practic, bă, dar sincer. Dacă cineva îmi zice, băi, îmi cumpăr SUV pentru că am nevoie de spațiu în portbagaj, bă, nu e așa mult spațiu în portbagajul ăsta. Adică, sincer să fim, nu e chiar așa de mare. Nu știu după ce norme judecați voi spațiu în portbagaj, dar uite, are și roată de rezervă ăsta. Ce avem aici? Avem o listă detaliată cu ce s-a întâmplat la mașina asta. Interval ulei motor, bușon, baie de ulei, ștergător parbriz, filtru de așa, materiale mici, test, încărcare cu freon și a mai avut o rolă. Releu alternator, fulie alternator. Deci n-a avut mari intervenții, n-au fost mari probleme. Mașina are și haion electric, cameră marșarier și așa ca viteză generală, să știți că se mișcă destul de bine haionul ăsta, nu trebuie să aștepți o veșnicie ca la Toyota asta. Înăuntru aici lucrurile arată foarte, foarte bine pentru Tiguanul ăsta. Ce-mi place la Tiguanul ăsta este că este versatil. Uite, poți muta scaunele semi-individual, greu cu o mână. Și scaunele culisează în față și în spate, în funcție de cât de mult loc îți trebuie. Mai avem și măsuțele astea aici. Dacă nu vreau să le stric. Destul de util. Dacă ai copii mici, adică e bine gândită mașina. Și mai avem ceva interesant aici. Încălzire pentru bancheta spate. Dar hai să mergem în față mai bine. În față, noi am fost obișnuiți de Volkswagen cu o calitate destul de bună, așa de-a lungul timpului. Și Volkswagenul ăsta nu dezamăgește. Este o mașină rafinată, este bine dotată, ia să ne și încălzim așa, are touchscreen-ul ăsta cu proximitate și touchscreen-ul funcționează bine. Bine, acum eu sunt ud pe mâini. Așa, avem moduri de condus aici, diferite moduri, off-road, este de off-road cu adaptare. Deci aici ai o grămadă de opțiuni pe care le poți folosi. Are self-parking în cazul în care nu știi să parchezi sau așa. Are două prize USB. Ce mai are pe aici? Are faruri automate și are pilot automat adaptiv. Pe lângă asta avem și digital cockpit care, trebuie să zic, arată foarte fain. Adică este de calitate. Avem și padele pe volan, lucru imperios necesar dacă vrei să mergi în modul sport, pentru că cutia DSG la motorizarea asta de 2.0 TDI îți ține motorul foarte subturat, cam și în modul sport schimbă, și în modul manual schimbă singură. Nu prea îmi place setup-ul acestei cutii de viteze pentru motorul de 2 litri diesel. Hai să mergem puțin cu mașina, să vedem care e feeling-ul general de condus și apoi ne întoarcem aici să tragem o concluzie. Ce fain la Tiguanul ăsta este că nu se simte ca un SUV. Este un Passat mai înalt, cu o poziție mai dreaptă la condus și este un Passat mai scurt. Lucru de fapt foarte bun. DSG-ul ăsta schimbă treptele destul de repede, lucru foarte, foarte enervant. Dar în rest, mașina asta merge destul de bine. Aș fi foarte curios cum se mișcă Tiguanul off-road sau pe o pantă, nu știu, în afara șoselelor. Dragilor, înainte să terminăm episodul, trebuie să ne punem câteva întrebări. Și anume, merită un Volkswagen Tiguan 26/27.000 de euro? Ok, mașina este de la dealer, ok, primește ceva garanție, dar până la urmă, merită? Și mașina asta este scumpă pentru că are puțin kilometri. 85.000 este o cifră destul de mică. Cât credeți că scade prețul pentru 100.000 de kilometri în plus? La 185.000 de kilometri? Sau la 225.000 de kilometri? Cât ați dat pe mașina asta?
Și o întrebare și mai importantă, cu 26.000 de euro, de ce să nu-ți cumperi un Lexus NX 300H, o hibridă mai premium decât Volkswagen, sau de ce să nu-ți cumperi o Toyota RAV4 2.5 hibrid? Pentru că dacă freci mașina asta în oraș, cum a fost frecată mașina asta, nu ești oare mai bine cu o hibridă pe termen lung? Care ar fi argumentele pro pentru un diesel de 190 de cai? Da, poate trage mai bine, poate stă mai bine pe șosea, dar știți cât costă dacă ți se strică DSG-ul? Știți cât costă dacă trebuie să te apuci să schimbi injectorul de AdBlue, rezervorul de AdBlue, circuitele și pompa de AdBlue? Credeți că merită totuși dieselul? Că până la urmă realitatea vieții pentru majoritatea dintre noi este că mergem mult cu mașina în oraș. Și atunci nu mai bine cumpărăm o mașină care să fie mai pretabilă pentru traficul ăsta de oraș, bară la bară, cu viteză mică, cu care suntem toți obișnuiți cam în toate orașele, nu neapărat doar în București sau altundeva. Da, astea sunt întrebări așa care, cumva pentru mine în perioada asta în care testez hibride și dieseluri, cumva au sens și de asta m-am gândit să le dau mai departe. Bun, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat la episodul ăsta cu mașina potrivită, mulțumesc că ne urmăriți și că ne sunteți clienți și până data viitoare, pe vreme mai bună, sper. V-am salutat. Pa, pa!